Bună seara și bine v-am găsit într-o nouă seară de sâmbătă, una pe care vreau să cred o petreceți împreună cu toți membrii familiei. Poate v-am mai spus și devin deja banală, dar eu sunt meteo-dependentă. De cum dispare soarele de pe cer, eu mi-o prind lumina în toată casa și o să vă deschid un mic secret. Noaptea în coridorul casei mele întotdeauna este lumină. De ce? Pentru că mie mi se pare că eu respir cu lumină. Acum nu știu, că o fi niște fițe de ale mele, că o fi o depresie de toamnă, că o fi culoarea lipsită de, nu știu cum să zic, de must afară, dar eu toamna cad în hibernare ca și ursul. Și atunci m-am gândit că ar fi bine să-mi adun pe canapea oameni pozitivi, oameni optimiști, oameni care nu cred că există depresie, oameni care prin tot ce fac zi de zi demonstrează celor din jur că viața e frumoasă în orice anotimp. Așa că nu o să vorbesc prea mult de una singură, o să cobor de pe scenă și o să mă infiltrez între eroii mei din această seară. În primul rând, le spun bună seara tuturor! Și ca să fac și prezentările, o să încep cu Iulian Țurcanu, pentru că e mai aproape de mine. Liderul de la Blăcănoai, dansatorul care nu știu dacă are voie să fie meteo-dependent, pentru că el dansează în toate anotimpurile de dimineață până seara. Așa este? Corect, foarte corect. Dansăm și dimineața, și seara, și pe ploi, și pe nensori, absolut tot timpul. Dominic, dansați în încăpere și nu vă plouă în cap. Nu mereu. Acum te refer la concertele în aer. Exact. Și dacă e să vorbim de un om cu picioarele pe pământ, ca să zic așa, un specialist, cel care o să zic stai un pic, cobori că nu e adevărat ceea ce zici, psihologul Cezar Adilevski. Mă bucur să te am în calitate de oaspete pe canapea. Psihologii întotdeauna sunt bineveniți în studioul ăsta. Tare de mult o pescuiesc și uite că în sfârșit am reușit să o aduc la emisiune pe Lucia Gavriliță, nutriționistă, omul optimist până în pânzile albe, zic eu, pentru că numai un om foarte optimist poate să creadă că dintr-un pahar de suc ești sănătos o zi întreagă și ai energie pentru o zi întreagă. Sunteți rol vegan împreună cu toată familia, iar lucrul ăsta e bun de pus în ramă și de dat exemplu altora. Iar dacă e să vorbim de ochii care trebuie scăldați în culoare în perioada rece a anului, l-am invitat aici pe Ion Curmei, care este directorul unei agenții de turism. Nu o să dăm denumire, dar cred că sunteți atât de prezent la micul ecran încât nu există om în țara asta care să nu știe cu ce vă ocupați. Și pictorița și poeta Galina Vieru, care mie mi-e dragă tocmai pentru că orice n-ai întreba-o, ea poate să zică un vers sau poate să te motiveze atât de frumos încât îți dai seama că până și lipsa frunzelor de pe copaci este un bun prilej de a scrie un vers frumos despre ceea ce se întâmplă cu noi în viața de zi cu zi. Ei, și acum vreau să-mi spuneți dacă timpul de afară este sau nu un prilej de a pleca capul în jos, de a pune un fular mai gros și de zice, păi asta e, că e toamnă afară. Chiar dacă este toamnă afară și este mai sumbru, nu este un motiv să lași capul jos, să te legi cu fular și să zici că vâleu, vin în hibernare, intru în hibernare. Uh-huh. Până la urmă, noi ne motivăm și noi alegem cum să fim, cum să ne menajăm stările de indispoziție sau de tristețe, care de altfel sunt niște emoții firești oricărui om. Este foarte important ca aceste emoții de tristețe să nu aibă o durată foarte mare, o intensitate foarte mare, ca să nu să se transforme în depresie. Însă și depresia poate fi diagnosticată numai de un specialist în sănătate mentală. Noi nu putem să ne punem un autodiagnostic sau să răscolim Sfântul Google, Dr. Google, cum le mai spunem noi, și simptomele să ne le atribuim nouă. Doamna Găvârliță, ce facem cu mâncarea noastră în sezonul rece al anului? Vara avem atâta culoare în jurul nostru? Noi așteptăm cu nerăbdare fiecare sezon, pentru că fiecare sezon este frumos în felul său, pentru că suntem consumatori de alimente sezoniere,
De aia și așteptăm toamna cu strugurii, cu perele, cu prunele și așa mai departe, pe care nu le găsim și nu le putem consuma în alte anotimpuri. De ce? Pentru noi fiecare anotimp este frumos. Trebuie să recunosc că îmi este mai complicat toamna și iarna, pentru că e mai sumbru afară, mai trist, dar din punct de vedere nutrițional, din punct de vedere alimentar, fiecare anotimp îl așteptăm cu drag și chiar toamna este un anotimp care m-a stimulat foarte mult să îmi cresc proprii vlăstari în cantități mai mari, în cantitățile de care noi avem nevoie. Până acum, dacă erau de toate vara, nu aveam necesitatea asta așa de mare. Acum mi-am construit și polițe, mi-am luat și tave și facem o producere întreagă acasă, anume pentru faptul că deja intrând în iarnă avem mai puține alimente crude pe care putem să le consumăm. Ion, moldovenii se gândesc la vacanțe în perioada rece a anului? Sunt activi atunci când e vorba să-și satisfacă niște pofte? Eu vreau să spun că fiecare anotimp are vacanțele sale sau este o gamă anumită potrivită pentru acest anotimp. De exemplu, dacă vara nu poți merge într-o vacanță exotică undeva pentru că este foarte cald, sunt 40 ceva, 50 de grade de căldură, atunci toamna este numai potrivit, deci poți savura plaja, poți savura soarele, mai ales pentru cei care n-au reușit vara, lucra prea mult. Plus la toate este posibilitatea de a călători în excursie de weekend. Toamna vine cu o gamă întreagă de excursie în Moldova, dar nu numai în Moldova, și în toată Europa. Avem city break-uri organizate, nu știu, Budapesta, Viena, Bratislava, care aceste orașe sunt special pregătite pentru a primi turiști în perioada de toamnă. Pregătesc tot felul de festivaluri, pregătesc tot felul de evenimente pentru a primi și a relaxa un pic turiștii care vin acolo. Deci nu este o problemă, deci este un timp frumos, este un timp bun pentru meditație, când stai acasă, în casă, afară plouă, sau decât stai în casă, mai bine să mergi undeva, să călătorești și să lași ploaie. Deci... Galina, tu când plouă, stai acasă cu o ceașcă de ceai, înfofolită într-o pătură? Se întâmplă să fiu înfufulită în câteva pânze, să fac ceva pe ele care ar da toamnei o nuanță mai optimistă. Uh-huh. Se întâmplă să stau într-o pătură, să-mi servesc un ceai, să citesc o carte sau să scriu un vers sau pur și simplu să meditez. Dar până la urmă trăim între patru pereți, între patru anotimpuri. Fiecare din noi în principiu vede ceea ce vrea și aude ceea ce îi place. Și dacă noi niciodată nu o să uităm de culoare, atunci cât de lungă nu ar fi ploaia, cât de tristă nu ar fi ninsoarea, noi o să putem trece peste asta datorită unei game cromatice iubite de noi. Mm-hmm. Și culoarea întotdeauna a fost, cred eu, o pastilă antistres, pentru că atunci când îmbraci o haină mult mai colorată, atunci când ții pe perete un tablou, o fotografie în care predomină sunt contraste rece, cald, întotdeauna ridică dispoziția acest lucru și ar trebui să nu uităm de asta. Te îmbraci colorat? Atunci când e frig afară. Dar îmi plac bărbații care își permit la un trench negru să-și pună un fular galben, roșu, albastru, irizant. Cumva ca să iasă din tiparele obișnuitului atunci când merg pe stradă. Sau îți place să te contopești în mulțime? Nu mereu, să-i spunem așa. Suntem într-o țară unde câteodată trebuie să fii ca mulțimea ca să te iei în serios. Eu vorbesc de partea mai oficială. Ceea ce ține, deci vorbesc despre întrevederi cu cineva când încheiem vreun contract, dar ce ține de viața de zi cu zi a mea, da, îmi permit mai mult de un fular, chiar și toată vestimentația este colorată sau iarăși depinde de dispoziție, pentru că sunt persoana care în tot mă strădui să văd doar plusurile. Și nu... Eu chiar aș vrea să vorbim un pic despre culoare, pentru că de îndată ce se face frig afară, dispare culoarea din stradă, nu vorbim acum de natură, vorbim de noi oamenii. Acum
recunosc că voiam să-mi cumpăr ceva în toamna asta mai colorat. Și în toate magazinele în care intram, vedeam trenciuri sure, negre, în cel mai bun caz, maro închise. Sunt și întreb o vânzătoare, toamnă, da, zic, dar nu aveți ceva mai cu galben, mai cu roșu, vreau așa ceva mai... Păi, dar e frig, la primăvară, zice doamna, la primăvară o să fie roze. Și m-am dat seama că noi cumva avem niște clișee puse în noi, nu știu, că e de la părinți, că cumva societatea le dictează. Eu răspund că nu numai în Moldova, eu eram în Londra și la fel toți sunt îmbrăcați. Toamna în sur, negru, adică, deci sunt culorile care cred că în toată lumea sunt. Dar noi vrem să fie mai vesel, vrem să fie mai frumos și vrem mai colorat să facem anotimpul. Avem copii cu toții. Vă place măcar copiii să îmbrăcați mai colorat? Copiilor însuși le place să se îmbrace colorat. Ei n-au clișee, n-au interpretarea asta. Cu cât e mai viu și mai colorat, cu atât este mai bine pentru copil. I-am învățat pe ambii flăcăi să iubească toate culorile, inclusiv rozul. Și m-am străduit întotdeauna să-i învăț frumos să asorteze culorile în vestimentație și îmi pare foarte rău atunci când văd mămici care își îmbracă băieții strict în gamă albastră și fetițele strict în gamă roz. Și asta este un aspect care intră undeva adânc în conștiința copilului și atunci când crește mare, îl marchează într-un fel oarecare. Orice culoare și are locul ei, undeva în cuieraș, pentru o oră anumită, pentru o zi anumită, pentru o sărbătoare și culoarea este ca un ceai de mentă, de măcieș, de tei, fiecare te influențează într-un fel diferit și te face să simți diferit timpul de afară. Dacă am zice ce culoare are depresia, ce culoare are? Sură, neagră, gri, dar iarăși, depinde cum interpretăm lucrurile. Foarte mult depinde de alegere și de interpretare. Depresia ea însă își limitează foarte mult felul în care gândește omul, felul în care se interpretează însă și pe sine, cum interpretează lumea din jur și cum interpretează viitorul. Da? Depresia are două sentimente de bază, deznădejdea și lipsa de speranță. Da? De aia este foarte important pentru om care are o predispunere spre a face niște stări de tristețe de mai lungă durată, este foarte binevenit să dezvolte niște abilități de autoajutor în așa stări. Depresia este în mare parte recurentă și e foarte bine când omul știe ce să facă cu ea. E adevărat că depresia este pentru intelectual, pentru oamenii care gândesc, care citesc. Îmi zicea mie cineva, ăștia bogați au depresie, că ei nu știu ce să mai facă cu banii, ăștia săraci n-au când să aibă depresie, că ei trebuie să muncească să-și câștige existența cumva. Nu cred că putem diferenția în așa fel, fiindcă fac depresie atât oamenii, nu știu, mai cu un nivel mai intelectual mai scăzut sau cei care muncesc și oamenii simpli de la țară fac depresie, dar nu știu că așa se numește. Dar oamenii care sunt citiți, care sunt mai dezvoltați intelectual și social, care au acces la doctor care Google. Care au acces la niște informații și la doctor Google pe internet, atunci ei sunt mai stau mai bine ce ține de informație despre depresie și își pun autodiagnostic. Bine, depresia întotdeauna cauzează niște simptome fizice. Da? Și dacă să ne uităm, chiar oamenii care lucrează foarte mult, bun, depinde de vârstă, dar o sănătate precară, fiindcă simptomele fizice pot fi oricare, începând de la tensiune arterială pe fond unui stres, dureri de inimă, dureri de stomac. Deci depresia cauzează niște simptome fizice. Până la urmă sunteți cu toții oameni care lucrează cu oameni și cumva dispoziția cu care ieșiți din casă dictează mersul lucrurilor, dictează succesul afacerii, a meseriei pe care o aveți. Și acum spuneți-mi, cum vă motivați, automotivați, ce fel de ceai beți dimineața atunci când ieșiți din casă, cum vă uitați în oglindă pentru ca să predispuneți oamenii, pentru ca ei să vă mai bată încă o dată la ușă, să mai vină o dată după un sfat sau după orice altceva puteți să le oferiți. Noi nu ieșim din casă până când nu servim 50 de mililitri de suc de grâu verde. Asta e, care l-avem aici. Asta este smoothie-ul, dar grâul verde se produce din iarba pe care o avem pe masă. Și eu sunt sigură, 50 de mililitri de suc înlocuiește până la 3 kg de fructe și legume crescute în sezon.
Și în cazul în care nu reușim să servim nimic pe parcursul zilei decât apă, atunci știu că măcar atât, deci doza minimă de energie și de bună dispoziție o avem. Și atunci când noi suntem hrăniți la nivel celular chiar, în cazul acesta, noi avem și dispoziție bună. Că un om flământ este... de autoinducție până la urmă. Deci un om flământ, știți că da, este rău de tot. Atâta timp cât tu ești hrănit și nu simți disconfortul foamei, ai și dispoziție bună. Deci asta funcționează în cazul nostru și în cazul copiilor la fel, pentru că așa am început când copiii erau chiar și mai mici. La școală știți cum, nu prea se reușește să se ia prânzul la timp și e totul pe fugă, atâta timp cât ne-am luat doza de dimineață, toată ziua suntem veseli și cu dispoziție bună. De exemplu, la Centrul Speranța, unde încă mai lucrez, mai activez, regula numărul 1 este să ai zâmbetul pe față. Și de multe ori lucrătorii îmi zic, dar nu pot să zâmbesc, că am o tristețe. Zic, uite, zâmbește, rămâi tu cu tristețea dacă nu ți-o poți chiar scoate din loc, dar zâmbește. Și după o jumătate de oră, după 10 minute, omul ăla e cu dispoziția schimbată. Și de la faptul că ne impunem uneori niște lucruri, ele deci acționează cumva indirect asupra dispoziției pe care o avem și asupra chiar și acțiunilor pe care omul le întreprindem. Omul se autoprogramează. Da, da, da. Eu vreau să spun că pentru cei care simt că au o depresie, e bine să găsească un hobby. Pentru că dacă te ocupi cu ceea ce îți place, nu poți, eu cred că, să intri undeva în depresie. Iarăși depinde de nivel, cum și spuneam. Dacă să vorbim despre o depresie severă, atunci principalul indicator, omul are o lipsă de energie și nu poate să se impună să facă ceva. Iarăși depinde. Dacă e o depresie ușoară, atunci ceea ce spuneți dumneavoastră este foarte binevenit și într-adevăr ajută. Da? Vreau să spun că dacă chiar eu, pur și simplu, calculez altfel. Vii după o zi obosită acasă, nu mai vrei nimic. Și dacă te sună un prieten sau un cunoscut și vrea să te invite în oraș, apar de nou puteri și vrei să ieși, indiferent de, nu știu, problemele care au fost ziua, indiferent de oboseala care o ai, apare, nu știu, de unde energie și găsești și mergi. Așa și aici, bine, cred că ar lucra urmă, cumva. Totul depinde de ce, cum interpretăm noi anumite situații și anumite lucruri. Dacă s-ar putea lucruri. Să te sune un prieten și tu nici măcar să nu vrei să-i răspunzi, știi? Dar ajungi obosit, nu mai vrei nimic. Și dacă totuși apare un eveniment ceva interesant, parcă apar puteri de undeva, mergi și nici nu ai fost obosit, de parcă toată ziua ai dormit undeva. Ia zi-mi, colegii tăi, tare, tare obosiți? Noi dezvoltăm în noi chestia asta, să nu fim niciodată obosiți, să fim tot timpul cu dispoziție bună, întrucât noi lucrăm cu oamenii, vrem fix cum spuneți și voi, zâmbetul pe față trebuie să fie mereu prezent, că dacă ne permitem să fim noi triști, atunci toate echipele... Dar și nu trebuie nimeni echipii. Câte ori a dormit, Iulian, pentru evident. Că are un copil de un an de zile acasă. Nu ai timp să fii în depresie, dacă ai turnee, ai dansuri, asta... De aia și spun eu că câteodată eu sunt de părere, deocamdată cel puțin, că au depresie oamenii care au mult timp liber. Cei care au ceva de făcut mereu își găsesc treabă, și trec peste asta. N-au timp să intre în depresie, dar exact. Sunt preocupați pentru depresie. Pentru că tu mereu, de exemplu, la noi, trebuie să creezi, să faci coreografii noi, să faci dansuri noi, să-i motivezi copiii, să motivezi baletul, care sunt oameni maturi, care dacă au depresie, câteodată îi impun, zâmbește, nu vreau, zâmbește. Adică, prin momente de genul ăsta, încerc să trecem peste chestia asta. Hai să facem o pauză de dans, pentru că eu aș vrea neapărat să vorbim despre masca asta pe care reușim sau nu reușim întotdeauna să ne opunem, dar luăm o pauză, chemăm colegii tăi în scenă, ne scăldăm ochii în culoare, vedem noi dacă sunt obosiți sau nu după cum dansează și pe urmă îi bărfim. Baletul Black & White în scenă.
Pentru toată lumea asta e nevoie de el și ea, de Ying și Yang, de o problemă și de o soluție pentru ca să meargă totul ca pe roate. De negru și roșu, nu? Te-ai gândit special la dansul ăsta? Yes. Rămăsesem la ideea de mască și aș vrea foarte mult să vorbim despre ea, pentru că cred că ține mai mult de națiune, de popoare, de temperament, dacă vreți, pentru că peste hotare poți să intri într-un ascensor și să-ți zâmbească toată lumea cu gura până la urechi, fără să te cunoască. La noi, dacă intri într-un spațiu închis necunoscut, te simți un intrus adevărat și nu prea știi cum să reacționezi. Și aici nu cred că ține de educație de azi pe mâine. E o întreagă filozofie care se poate de dezvoltat. Cum e cu zâmbetul ăsta? Doamna Lucia a zis, nu iese din casă fără el. Sau atunci când merge la serviciu, acolo unde trebuie să motivezi pe cineva pozitiv, să-i dai senzația că azi e bine și mâine va fi la fel, nu poți să nu zâmbești. Bine, stările noastre sau trăirile noastre, ele vin din interior. Și nu poți uda, să zicem, o floare dacă ai paharul gol fără apă. În primul rând, trebuie să te umple pe tine tot ce înseamnă bine, bunăvoință, sentimente pozitive și apoi doar poți da la altcineva, uh-huh. Da? Să transmiți starea asta. Credeți că americanii sunt atât de plini de optimism? De... Eu nu cred că ei sunt atât de plini. Zâmbesc în toți dinții aia frumoși și sclipitori? Bine, America are o cultură sa, da? Și unde se pune foarte un accent considerabil pe comunicarea non-verbală. Ei sunt așa de când sunt ei, da? La noi nițelul e altfel, dar totodată vreau să menționez că nu trebuie să ne fie incomod de sentimentele noastre sau de emoțiile noastre, de trăirile noastre. Noi putem fi diferiți și chestia asta trebuie să o acceptăm. Pentru că noi avem și emoție de frică și de furie și de tristețe și de dezgust și de bucurie și asta este ok. Da? Doar trebuie să fim foarte atenți ca intensitatea acestor emoții să nu depășească o anumită limită, fiindcă atunci când depășește putem avea stări mai puțin plăcute, cum ar fi depresia, da? Sau agresivitatea care ia naștere din sentimentul de furie. Cred că noi întotdeauna avem o alegere de a fi cum vrem noi să fim. Și vreau să spun că am avut o perioadă mai grea în viața mea, am pierdut un om drag și îmi părea totul negru închis, dar m-am învățat și eu să zâmbesc fals, să spunem așa. Mă uitam în oglindă și încercam de după ceafă să trag un zâmbet cumva și asta schimbă, foarte mult schimbă.
îmi puneam muzică și dansam ca o nebună, să nu mă vadă nimeni, doar atunci. Și asta m-a salvat să ies în această situație, pentru că nu puteam nici picta, nu puteam nici să scriu și vedeam totul foarte, foarte sumbru. Și noi ar trebui să ne autoeducăm pe noi, pentru că totuși cel mai greu este noi să ne controlăm pe noi, să ne controlăm gândurile noastre și cred că dacă noi am alege întotdeauna să gândim pozitiv, să vedem albul cel care este amestecat poate uneori cu negru, cred că am fi altfel. Și în societatea noastră mai domină, cred eu, starea asta de om complexat, de a nu zâmbi frumos cuiva, sau în unele cazuri lipsa unei danturi frumoase, sau în unele cazuri teama de a fi judecat, de ce așa zâmbești fără motiv? Pentru că la noi de obicei se zâmbește... Cred că vrea ceva de da, la mine. Da, 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 dar un motiv. Dar de ce omul ăsta spart frumos cu mine? El cred că vrea ceva da, de la mine. Da, sau se lingușește sau nu știu ce, da. Și cred că ar trebui noi pe noi să ne învățăm, să fim mai extinși, să ne simțim mai liberi într-o discuție, într-adevăr să nu ne rușinăm de sentimentele pe care noi le simțim, pe care le avem. De ce depinde asta? De educația din familie, de cum ne educăm copiii, cum să facem ca să educăm și să creștem o generație de copii dezvolți, liberi în gândire? De acolo vine. De acolo vine, cu siguranță de acolo vine, fiindcă, haideți, chiar când suntem cine are copii la... Topogane, unde sunt foarte mulți copii. Ce auzim noi de la mamici? Nu plânge fiindcă nu se poate. Da? Nu îți exprima furia, de exemplu, dacă ți-a luat cineva o jucărică fiindcă e rușine. Da? Nu fă așa că e rușine. Aici se cultivă emoțiile noastre. Fiindcă din copilărie ne se transmite un mesaj că emoția de furie sau de tristețe sau de frică este ceva urât. Da? Aș sugera să ne învățăm copiii noștri să denumească aceste emoții și să nu le fie rușine de ceea ce trăiesc. Aveți în vedere să-l las copilul să plângă lângă topogan și smut la ea și zic, e bine, mami, plângi nu, și descarcă-te. Nu, nu așa, dar vă coboriți la nivelul ochilor lui ca copilul să perceapă că sunteți de la egal la egal și să-i verbalizați sentimentele. Uite, puiul meu, eu acum înțeleg că tu ești furios fiindcă s-a întâmplat asta. Haideți acum, hai acum să ne liniștim și, apoi discutăm. De ce a apărut? Noi totdeauna trebuie să vedem ce a fost în spatele sentimentul ăsta de furie. Da? Atunci și copilul este înțeles și el învață, mintea lui învață ca să-mi exprim emoțiile, este ok și eu sunt înțeles. Și atunci când el crește, atunci el nu mai este incomod de anumite emoții și el nu interiorizează aceste emoții, dar poate să le exprime într-o manieră asertivă. Știți cum zicem noi? Riscăm să creștem o generație de copii needucați, care o să-și permită să strige în plină stradă pentru ca să-și exprime sentimentele. Haideți să nu încurcăm needucarea sau o educare liberă. Orice copil ar trebui să aibă niște limite. Și în momentul în care el este furios și plânge, noi îl liniștim și îi verbalizăm emoțiile, dar nu fără și partea a doua de educație care vine după exprimarea emoțiilor. Da? Uite, ok, tu acum... bine, când suntem furioși sau avem niște emoții la o intensitate foarte maximă, suntem apți de a înțelege, de a cugeta, de a verbaliza, de a spune, chiar și un om matur. Nu. Exact așa și copilul. Dacă este furios sau are un sentiment de frică, el nu poate gândi la calm atunci. Și atunci noi facem ca să se liniștească, îi verbalizăm emoțiile ca copilul să înțeleagă că el este auzit și ascultat, după ce se liniștește, urmează partea a doua de educație. În cazul nostru a fost cumva diferit. Eu am lucrat mai mult de 24 de ani în domeniul dizabilității. Am lucrat foarte mult cu copiii cu dizabilități, cu părinții lor și în lumea aceasta se consideră că este foarte multă tristețe. Și este așa, dacă o luăm ca atare. Dar exact cum spunea cineva mai devreme, important este ceea ce vrei tu să vezi, paharul plin sau paharul pe jumătate gol. De fiecare dată am învățat părinții să se uite la lucrurile care contează și care pot fi valorificate
înainte de toate. Și când chiar făceam exerciții să zâmbească printre lacrimi, de ce nu? Pentru că am văzut foarte multă lacrimă și am văzut foarte multă tristețe în inimile părinților cu copiilor cu dizabilități. Și în cazul în care apărea un zâmbet, chiar dacă era printre lacrimi, totul se schimba, totul era diferit. Și există, sunt foarte multe exerciții în psihologie când te auto, deci îți auto-insufli și te ridici chiar deasupra puterilor tale și asta te ajută cumva indirect. Pentru că dacă așteptăm întotdeauna să avem dispoziție bună ca să zâmbim și să avem întotdeauna confortul psihologic ca să facem un lucru bun, putem să așteptăm foarte mult. Întotdeauna am fost pentru, întâi fă binele, după care o să vezi cum o să te simți. De exemplu, când beau un pahar de suc de grâu, mă amețește prima dată și mă simt, chiar este un disconfort. Dar după asta, ce energie simt pe parcursul întregii zile, zic, merită acest disconfort de durată mică pentru ca pe urmă să te bucuri de un rezultat mai de lungă durată. Așa și copiii mei, de exemplu, fetița mea fiind cu dizabilități, odată îmi spunea mamica, nu pot să zâmbesc pentru că toată lumea aleargă și fuge și eu stau în cărucior, nu pot să zâmbesc. Când a depășit lucrul ăsta, normal că a depășit cumva un pic mai complicat, a câștigat cel mai frumos zâmbet din Republica Moldova, a fost un proiect cu artiștii din Republica Moldova și a câștigat locul întâi pentru zâmbetul pe care l-a avut. Și e un zâmbet sincer acum, dar la început a fost impus. Și în foarte multe cazuri, am multe cazuri și exemple să dau că atunci când tu întâi faci pasul să te impui să fii altfel, după asta urmează și rezultatele. Eu vă ascult dumneavoastră pe toți acum și mă gândesc că am impresia că unor jucăm în teatru o viață întreagă pentru ca să putem fi la înălțimea colegilor, a prietenilor, a vecinilor, pentru că toată lumea vrea să te vadă zâmbind, toată lumea vrea să te vadă fericit. Și atunci ce facem cu frustrările noastre, cu temerile noastre, ducem cu fricile noastre? Pentru că nimeni nu are nevoie în societate de niște oameni triști, frustrați, nervoși, fără dispoziție. Suntem noi întotdeauna doi în unu și trebuie pe ăsta zâmbăreț să-l scoatem în afară și să fim fericiți de ochii lumii, pentru că din ceea ce spuneți, cam așa reiese. Fericirea asta este de ochii lumii, să nu vadă nimeni că plâng, că ei nu trebuie să știe ceea ce se întâmplă aici. Eu nu sunt de acord un pic cu formularea asta, fiindcă atunci când noi interiorizăm emoțiile noastre și vrem să părem în fața cuiva ceea ce nu suntem de fapt, este foarte nociv pentru sănătatea noastră. Dar recunoașteți că sunt oameni care par mega fericiți și cumva invidiez pentru starea lor pozitivă de spirit, când de fapt ei în sine sunt foarte nefericiți și foarte negri pe dinăuntru. Adevărat, dar asta arată ceea ce vor să arate. Și aici, dacă să vorbim, e mult de spus și o temă foarte amplă, dar întotdeauna în spatele acelei persoane fericite care poate nu zâmbește, sincer, vor sta niște cogniții despre sine, niște gânduri despre ceea ce este și cum este. La nivelul de gândire se schimbă tot. Da? Este foarte important ca omul să poată să se impună și să dezvolte niște abilități de autoajutor, să nu lase păsările tristeții să facă cuib în cap. Fiecare om cred că are un set de măști, un set de costume, de scenă, dar până la urmă ar fi corect ca sub acea mască și acel costum să rămâie același om, să ai aceeași esență, să fii făcut din același aluat. Dar depresiile, eu cred că vin și foarte mult pe fond de lipsă de comunicare. Oamenii care stau mai mult acasă, în fața televizorului, care nu comunică, care foarte, foarte rar ies cu cineva la un ceai, la o cafea, care nu merg la plimbări, oamenii care duc dorul de a vorbi cu cineva sincer, cred că ei sunt în primul rând cei ochiți de depresie, pentru că eu cred că între patru pereți apare acea depresie. Mie când mi este trist între patru pereți, schimb un pic fotoliu, schimb tablourile de pe perete, schimb draperia și ea fuge. Nu știu, tristețea cred că este doamna cea care vine de multe ori și atunci când tu o chemi. Sau poate pleca foarte ușor atunci când îi dai o cafea, o bomboană și îi zâmbești. Și noi trebuie totuși să ne învățăm cumva să operăm cu toate instrumentele pe care le avem noi oamenii, pentru că
Suntem foarte bogați în acest sens. Ion, care este cel mai frumos loc de pe planetă? De acolo unde te simți tu bine. Este cel mai frumos loc, dar acolo nu suntem noi. Noi nu suntem în foarte multe locuri, dar asta și te întreb, pentru că tu oricum vizual ai văzut foarte multe. Dar ca țară unde am fost eu și mi-a plăcut cel mai mult este Thailanda. Acolo este un loc așa mai deosebit, unde nu știu, te simți cu adevărat bine, și anume, nu știu, insula Phnom Penh. Un simptom de bază a depresiei este autoizolarea, atunci când nu mai vrei să socializezi, când nu vrei să ieși, dar asta nu este cauza depresiei. Da? Cauzele sunt multiple, sunt cauze biologice, când se schimbă la nivel de neurotransmițători în creierul nostru, activitatea neurotransmițătorilor pot fi cauze interpersonale, niște relații defectuoase cu cei din jur, pot fi cauze comportamentale și la nivel de cogniții. Da? Când omul gândește, are un anumit stil de gândire implantat bine în capul lui din copilărie. Și atunci când survine depresia, este o multitudine dintre toți acești factori. Să mai facem o pauză de dans, pentru că mie îmi place ceea ce Iulian ne-a pregătit astăzi. Eu nu provoc tare la discuție, pentru că el de obicei vorbește prin dans și prin ceea ce face, iar limbajul lui este exprimat de colegii săi din scenă. De dans, pentru că mie îmi place ceea ce Iulian ne-a pregătit astăzi. Eu nu provoc tare la discuție, pentru că el de obicei vorbește prin dans și prin ceea ce face, iar limbajul lui este exprimat de colegii săi din scenă. Check the time.
tare frumoși sunteți și foarte pasionale dansul ăsta. Iulian, cât timp e nevoie pentru a însuși un astfel de dans? Ca să ne dăm seama noi, necunoscătorii, care ne-am aventura într-o asemenea coreografie și am venit pe mâna ta. Bine, sunt profesioniști. E vorba despre dorință și despre cum ne impunem noi, cât de tare vrem să facem lucrul ăsta, pentru că fix așa cum ne impunem noi să avem dispoziție sau să nu avem dispoziție, pentru că e efortul nostru, așa e și chestia asta. Dansăm, pictăm, cântăm. Trebuie să vrem cu adevărat lucrul ăsta. După care deja te adresezi la cei care pot să te învețe chestia asta și depinde de timp. Un an, doi, trei, patru, cinci, depinde, îți pierzi timpul sau îl folosești într-adevăr. Băieții, de câți ani sunt colegii tăi? Cinstit, nu știu, dar 10 ani cred că îi avem deja împreună. Aproape viață de om. Da. Cum e să crezi în visele tale și ele să devină realitate? Pentru că și de aici pornește tot și paharul ăla plin de care zicea Cezară. Cum e? Trebuie totuși să fii un visător înrăit, un visător nesimțit. Optimist până în pânzile albe. Și optimist până în pânzile albe, pentru că suntem în țara, cum s-a vorbit aici, în țara unde este lipsă de comunicare. Este țara unde toți sunt experți după, pe Facebook sau după spate. Și acolo unde toți vorbesc, dar nimic nu fac. Și este foarte greu să faci ceva ca să, anume cum vezi tu lucrul ăsta. Dacă tu ai câștigat un concurs foarte important în Ucraina atunci când cred că nimeni nu credea despre lucrul ăsta. Poate ucrainenii credeau, noi moldovenii cu siguranță nu credeam, deși știam pe Iulian de ani de zile, toți au zis, wow, ăsta e al nostru. Cumva hai să-l ridicăm în slăvi, că deja ai vedet acolo. Ceea ce facem cu foarte multe lume bună din țara asta. Îi recunoaștem meritele după ce îi văd alții succesul. Cu toții așa. Când este văzut peste hotare, asta e nostru. La noi asta nu se face și chiar dacă faci aceeași artă care o făceai până acum. Nu. Dar e important să treci peste asta, să nu aștepți mulțumiri, să faci lucrul ăsta pentru că îți place. Cum am citit eu în cărți, găsește ceea cu ce îți place să te ocupi și nu trebuie să lucrezi. Asta e în cazul, cred că e în cazul meu, pentru că am crezut în ceea ce fac și mă ocup cu ceea ce îmi place. Și eu nu lucrez, eu primesc plăcere de la chestia asta. Plus am făcut o structură așa mai în care au căpăt din... și alții în plăcerea da, ta deja. Da, da. Ioane, tu tot ai avut un vis la început că o să ai o afacere personală. Și zi-mi câtă lume bună și optimistă ai întâlnit în calea ta, care te-au ajutat să-ți realizezi visul. Eu m-am avut noroc. Nu cred că a fost ușor, pentru că nimănui nu este ușor să facă ceva, nici aici, nici dincolo de hotare. Vreau să spun că am avut noroc să întâlnesc doar oameni buni în jurul meu la început. De ce mi-a fost ușor că vedeam câtă energie pozitivă este jurul meu și asta îmi dădea puteri să merg mai departe. Dar clar că la început sunt multe nopți îndormite, chiar ani îndormiți. Ce te-a făcut să nu renunți? Obligațiunile care ți le asumi când începi ceva, deja intră într-un joc, nu poți să ieși la jumate. Deci trebuie să mergi în continuu. Era și orgoliul și onoarea ta? Voia să-ți demonstrezi mai întâi ție însuți ca după asta... Cumva să fii netezit pe cap? Nu neapărat să-mi demonstrez, dar vroiam să duc până la capă ceea ce îmi asumam. Odată ce începeam un proiect, vroiam să-l duc până la urmă. Odată ce începeam un proiect de excursie la munte, știam că până nu ajunge omul la munte, nu pot să mă opresc la jumate de drum să iau banii și să plec acasă, cum se întâmplă în multe cazuri, să fac undeva psihotare. Da, este și o educație care vine de acasă, că când te apuci să faci ceva, trebuie neapărat să mergi până la capăt și să zbutești. Îmi place mult să călătoresc prin Republica Moldova, la noi în țară, sunt lucruri foarte frumoase, care se merită de vizitat. Și atunci... Vine câteva destinații, poate urcăm mâine în mașină și facem o escapadă. De ce nu Soroca, nu știu, Hanului Hangano, aici la Rezina, undeva, pe malul Nistrului, Orheiul Vechi, pentru cei care vor să nu meargă departe, Saharna, Țipova, Transnistria, pentru cei care vor să, nu știu, pe două zile să vadă cum a fost cândva de mult. Și cum este și astăzi. Da, și-a mai rămas. Găgăuzia,
are niște tradiții foarte evidențiate care, dacă știi locurile unde să mergi, este destul de interesant. Avem ce vizita. Mergi cu familia, cu copiii sau îți plac astfel de escapade de unul singur ca să-ți aduni gândurile și ideile din nou? Îmi place să merg cu soția. Acum de o lună am și o fetiță, deci încă nu este atât de mare ca să pot să mergi. Dar e foarte cuminte și bănuiesc că e foarte ușor să o iei în călătorie lui Iulian cu fiica lui de un an. Nu cred că este mai ușor decât ție cu aia de o lună. Ne-am călătorit deja foarte mult. Știu, de asta și zic. De ultima lună călătoresc singur pentru că soția trebuie să aibă grijă de copil. Am venit la altă ieri din Sochi. Am fost... Călătorie de afaceri sau de plăcere? Aici am fost la un festival de tineret internațional, au participat 185 de țări. A fost un festival de 30.000 de persoane, a fost ceva mai... Ce frumos, s-au legat colaborări, prietenii? Desigur, sunt noi proiecte pentru țara noastră, pentru că au mers mai mulți tineri din Republica Moldova. Să vedem, deja roadele apar mai târziu de obicei, peste jumate de an, peste un an, după ce aceste colaborări încep deja să dea unele rezultate. Da. Eu vreau să rămânem la capitolul viselor cu fiecare dintre domniile voastre. Vreau să o întreb și pe doamna Lucie despre ideea de a deveni rovegan, pentru că asta nu este, cum să zic eu, n-ați visat în copilărie că o să fiți rovegan. A fost o necesitate a familiei dumneavoastră, pentru că ați fost impusă de situație. Ori fiica dumneavoastră se făcea bine, ori poate nu mai aveați nici astăzi. Și uite că până la urmă a fost salvarea familiei și astăzi încercați să motivați foarte și foarte multă lume. Eu zic că trebuie să fiți optimistă, incurabilă, pentru că să convingeți niște bărbați să renunțe la carne și să treacă la iarbă, trebuie să știi ce trebuie să le spui. Exact. Cred că după ce termin elaborarea cursurilor de nutriție pentru clienții mei sau pentru persoanele interesate, eu o să mă apuc să scriu și cum se poate motiva bărbații ca să nu deschidă de 200 de ori pe seară frigiderul. De fiecare dată îi spuneam, dar nu am pus nimic acolo, de ce nu mai deschizi încă o dată? Repetat. Și el zice, păi asta așa mi-a intrat în obișnuință. Este, de fapt, un optimism alimentat de nevoie și necesitate în cazul nostru, pentru că nu pot să zic că am fost foarte optimistă la început. La început, când ni s-au zis că nu mai avem nicio speranță și că trebuie să ne ducem și să ne împăcăm cu gândul și să acceptăm situația, deci atunci vă dați seama că nu este foarte ușor să fii optimist. Și normal că din momentul ce ni s-a spus că există o luminiță mică la capătul tunelului și există o mică speranță și trebuie de încercat, atunci a apărut și optimismul, atunci apare puterea, atunci apare deci tărie de caracter și perseverența, aș spune eu, pentru că tot ce facem noi acum ține mai mult de perseverență. Odată ce ai început să faci, trebuie să mergi în continuare. Nu te poți opri la jumătate de cale, nu poți să zici că am obosit, nu poți să zici că vreau să fac altceva decât doar să fii sănătos, să te simți din ce în ce mai bine, să te bucuri de rezultatele pe care le-ai realizat și să dai mai departe. De când am început să dau mai departe, acum 3 ani am început să organizez seminare, consultații, să încurajez oamenii să fac o mică schimbare. Uneori sunt oameni care au dureri teribile de cap și doar recomandându-i să bea cantitatea de apă pe care trebuie să o bea pe zi un om, îi poate rezolva problema. Deci e un corp deshidratat care poate fi rezolvat foarte simplu. Noi ce facem când avem o mică inconveniență sau un mic disconfort? Alergăm la farmacie. Și lucrul ăsta este foarte greșit. Deci prin sfaturi micuțe, prin recomandări care toată lumea le știe, dar nu le implementează, putem rezolva foarte multe și grave probleme de sănătate. Și deși noi acest tratament, că tratament a fost la început, acum este un stil de viață, l-am primit pentru 2 ani, rezultatele pe care le-am obținut au fost, de fapt, motorașul care ne-a ajutat să adoptăm acest, să îmbrățișăm acest stil de viață pentru tot restul vieții, pentru că altfel, deci nu se poate. În Republica Moldova, omul fericit este cel care nu se duce la medic. Și cred că lucrul ăsta este bine să-l aplice și alții. Și până la urmă este o disciplină în tot ce faci. Disciplină, dacă vrei să ajungi oriunde,
prin disciplină ajungi. Vrei să fii dansator, dacă ești disciplinat, îți ajungi țelul. Și exact același lucru. Deci nu ies din casă dacă chiar și întârzi undeva până nu-mi iau paharuțul meu de suc de iarbă, de gruc. Pe urmă, dacă am un disconfort, știu de ce și îmi aduc iarăși învinuirile... Da, mie însămi și nu-mi trebuie asta. Deci asta nu mă ajută. Ce nu mă ajută, nu trebuie să fac. Uh-huh. Galina, poezia este pentru tine un pahar de suc de iarbă verde? Da, poate chiar mai mult. Poezia, cred că pentru fiecare om care desigur o iubește, este pastila cea fermecată în a schimba, corecta undeva o stare interioară. Poezia, în primul rând, te învață să fii armonios. Îți dăruie armonie într-un fel care îți disciplinează gândurile și uneori mă enervez eu pe mine când vorbesc întâmplător prin vers. Și îmi pare că sunt banală deja, dar poezia e așa un fel de muzică mută, care îți țese așa niște aripi în spate. De fapt, orice artă face acest lucru, și dansul, și pictura, și teatru, și muzica. Noi trebuie să vedem în tot o poezie oricare. Uh-huh. În orice anotimp, orice om este o poezie. Unul are vers alb, unul are vers clasic, okay. Unul are... Dar și tu nu stai locul. Știu că și tu te-ai întors recent tot de la o tabără, cumva ți-ai încărcat bateriile pentru sezonul rece, nu chiar la Soci, mai aproape, mi se pare că, în România. Am fost în România, într-un oraș foarte frumos, în Câmpul Muscel, la o tabără care are foarte multe ediții deja, o tabără cu tradiție, o tabără cu oameni foarte mulți, frumoși, cu un colectiv de ani de zile păstrat. Când ne revedem, suntem pur și simplu fericiți, stăm la povești, stăm la vorbe. E o sectă artistică de fapt. Da. E o nouă mișcare religioasă care s-a numit Culoare și Romanț, această sectă. Ai venit cu ceva de acolo? Am venit... Ai dictat ceva sau urmează scoți din buzunarul inimii și să pui încă pe pânză? Am pictat 5 lucrări, nu am putut în acest oraș să mă pictez. Are o arhitectură impresionantă, arhitectură veche românească. În orice colțișor a orașului găsești ceva cu ce să-ți alinți ochii, un deliciu pentru sufletel. Are atât de multe balconașe frumoase, din care, din toate, se poate de cântat romanțe fetelor frumoase. Ah. Am făcut 5 lucrări și am mai scris câte ceva. Balcoane ai pictat? Dacă tot vorbești atât de frumos despre da, ele. Da, am pictat și balcoane și am participat la Festivalul de Poezie și Romanță. Am venit acasă cu un premiu și mi-am bucurat copiii mei, că ei sunt principalii, cei mai mari fanii mei, să spun așa. Uh-huh. Și mă bucur foarte mult că la acest festival au venit oameni care au profesat altceva toată viața, iar aici au cântat. Și au făcut-o foarte bine. O pasiune frumoasă. Și au îmbrăcat masca de care spuneam mai devreme și au cântat foarte frumos. Eu vreau să întrebăm și pe Cezara, pentru că cumva vorbim de vise și am uitat să întrebăm și un psiholog ce vise avea în adolescență și cum credea că o să fie fericit mai departe. Dacă vă referiți personal la mine, nici habar nu aveam că voi deveni psiholog, că eram foarte bine pusă la capitolul științe exacte și matematică, fiind prima facultate pe care am absolvit-o cibernetic și programare în economie. Aoleu! De-aia, un matematician, filozof, mai greu. Da. De-aia nici habar nu aveam că am să fiu psiholog, dar am simțit că nu este ceea ce mi-aș dori să fac, fiind foarte aproape de oameni, interesându-mă întotdeauna ce simt, ce fac, cum spun, cum se comportă. De altfel, simțeam că asta este un domeniu care mă interesează. Uh-huh. Și a fost greu să treceți peste? Deloc. Foarte ușor. Am căzut în ceea ce fac, eram foarte interesată, studiam foarte multă literatură în domeniu și am hotărât că eu vreau să fac a doua facultate. Uh-huh. Deci, de fapt, parangoasele noastre, că ne dorim să facem una și devenim altceva în viața asta, pentru că așa sunt circumstanțele, așa ne zic părinții, că e o meserie mai bună să faci economie decât să faci psihologie. Păi să știți că prima facultate am făcut-o pentru tata, fiind și el economist și matematician. Și acum e mândru de ceea ce... E foarte mândră. Eu cred că și Iulianu o să fie mândru dacă o să-i mai chemăm pe băieții încă o dată în scenă.
După care aș vrea cumva să punctăm niște idei bune pentru cei de acasă, nu ca noi mari experți în ale vieții, dar fiecare din experiența proprie cumva știe unde a greșit și unde a găsit cărărușa aia care, ziceați voi, e lumina de la capătul tunelului. Așa că acum ne scaldăm în doar două culori, în black și white, ca asta facem de la începutul emisiunii, după care punem culorile noastre pe ecran. A apărut și culoarea, nu doar în vestimentație, dar și în temperamentul dansului. Înainte să punctăm ce ziceam eu, aș vrea neapărat să mai abordez o temă care mie îmi pare foarte așa interesantă pentru fiecare om. Omul robot, cel care e perfect în toate, care are o agendă bine pusă la punct, sau zăpăcitul care este iertat întotdeauna de toți, care întârzie peste tot și toată lumea zice, lasă-l că așa este el. Ce zic psihologii la capitolul ăsta? Oamenii se împart în foarte bine organizați și total dezorganizați. Bine, și asta foarte mult depinde de temperament. Temperamentul este născut, noi cu el ne naștem, noi nu putem modifica pe parcursul vieții noastre și atunci puterea cu care noi ne mișcăm, activismul excesiv, organizare, dezorganizare, asta ține de temperament. Da? Și atunci noi nu ne putem schimba, ne acceptăm așa cum suntem. La capitolul perfecționism care ați spus, da? Bine, hai, iarăși mă întorc în copilărie, atunci când nu zici că nu trebuie să fim perfecți, că nu e bine să greșim, nimeni nu ne învață în copilărie că greșeala este un context de învățare. Și atunci când greșim, aoleu, da? În viața matură. Și de aici apar sentimentele frustrante din viața noastră. Nu știu, de asta o să tăiați sau nu, dar m-am uitat cum a acționat domnișoara care a dansat când s-a dat chestia asta la o parte. Ați văzut că a continuat să danseze și s-a adaptat condițiilor, că putea să-și luxeze cumva piciorul. Ea s-a adaptat, ea a fost flexibilă. Da? Și a făcut, a finisat dansul până la urmă și nici n-am putut, cei din partea cealaltă a ecranului cred că nici n-au văzut. Și atunci când noi avem un echilibru între minte, suflet și corp, da? De altfel, atunci nouă ne reușește și până la urmă asta este o alegere. Ce gânduri îmi vin în cap și cum aleg să gândesc, ce aleg să simt, da? Și cum am grijă de corpul meu. Și aici constă cheia fericirii, care sunteți este iarăși o alegere. Cu agenda? Iulian, ai o agenda? Da. Pe ore? Pe zile? Nu, pe ore. Vreau să spun că de cât mai mult am pe zi, le reușesc pe toate și când am mai puține, nu le reușesc. Pentru că tot îmi mai las timp, știi? Lasă că mai las un pic. Dar totuși s-a spus și nu o să neg asta, disciplina te face să reușești pe toate.
Și disciplina te învață lucrurile astea în fiecare zi. Aveți agenda? Eu am agenda, îmi scriu, sunt foarte disciplinată cu scrisul. Problema mea este că nu deschid să văd ce e scris. Și la un moment dat am zis că fiecare om trebuie să-și recunoască minusurile, să recunoască acolo unde nu este chiar așa cum ar vrea el să fie și să aplice unele tehnici. De exemplu, eu eram persoana despre care spuneați la început, cred că doar nu i-ați spus numele, eram întotdeauna în întârziere. Și pur și simplu acum îmi scriu în agenda cu 15 minute înainte. Deci dacă îmi spune la 11 să fiu acolo, întotdeauna îmi scriu 10:45 și țin de ora asta și ajung aproape de 11, ajung undeva între, cu întârziere față de ora care mi-am pus-o eu în agenda. Deci atâta timp cât tu știi care este, nu știu, că nu, chiar n-aș zice că ține de temperamentul meu, ține de tot în ce sunt implicată eu, că permanent alerg, eu la 4 mă trezesc deja. Eu la 4 mă trezesc ca să le reușesc pe toate și vreau să vă zic că dacă veniți odată la mine acasă, să vedeți, eu un drum nu-l fac cu mâna goală. Deci dacă mă duc până la baie, trebuie să duc să pun ceva la loc, dacă vin înapoi, trebuie să vin cu ceva, dacă blenderul îmi lucrează, în partea aia altă mai fac altceva. Deci fiecare minut, fiecare secundă este atât de bine calculată încât, iată, așa e viața mea, știți? Și oricum, iată, chiar și cu viteza aceasta, nu le reușesc pe toate. Ion, cum e în viața ta? Cu agenda? Da, numai decât. Fără agenda nu poți face multe lucruri, e părerea mea. Disciplină, organizare, insistență. La ce oră te trezești? Nu neapărat mă trezesc la 6 dimineața, mă trezesc în dependență de la ce oră mă culc. Pentru că uneori am proiecte care durează până târziu, până la 2-3 de noapte, astfel numai decât trebuie să-mi iau 6 ore de somn, altfel a doua zi e greu. Dar dimineața îmi place să merg la bazin dacă sau să fac ceva sport o jumătate de oră, după care se începe programul de lucru. Dar între este micul dejun. Numai decât agenda, pentru că fără agenda nu-ți poți să bine delimita scopurile care sunt puse pentru ziua dată, nu știi ce ai de făcut, nu știi cu cine trebuie să te întâlnești. Și mai ales dacă apare dimineața o persoană mai complicată cu care trebuie să ai o discuție, uiți ce mai ai de făcut mai departe, trebuie deschis, vezi, verifici care sunt obiectivele mai departe, ele se încurcă dacă nu sunt puse bine pe foaie. Și cu insistență trebuie să mergi după... Reușește familia ta să fie în pasul agendei tale? Normal, am o soție foarte bună care mă înțelege, nu are prea multe pretenții față de agenda complicată. Este important să fie înțelegere în familie. Când ajung acasă, ea, indiferent de ora care este, ea mă așteaptă și îmi dă căldura asta care trebuie să... Mm-hmm. Care simte o lipsă toată ziua. Mulțe de energie care da. Ai nevoie că să le reușești. Au zis bărbații despre noi femeile. Îi zic lucrurilor pe nume și da, ce așteaptă, doar trebuie să-i auzim. Dar au zis atât de calm, ambii. Este Galina, important acasă să fie pace, să fie liniște. E adevărat. Altfel agenda nu poți să o îndeplinești. De asta și am zis, reușește soția cumva. Ai știut tu, Rosalina, pe cine să inviți în platou. Soția mea, știți cum îmi spune dacă nu reușesc ceva să fac? Deci ea este motorașul care m-a disciplinat, pentru că eu vorbesc cum e bine să fii, dar am și eu momente care scăpări. Mm-hmm. Și când nu reușesc ceva, îmi spune atunci că... Atunci este artistul din tine. Da, îmi spune că nu există nu am reușit, există nu ți-ai organizat corect timpul. Asta e. Mm-hmm. Și pe mine pur și simplu mă omoară fraza asta, dar în tot același timp înțeleg că este foarte plină de adevăr. Pentru că dacă nu-ți organizezi corect timpul, pur și simplu ți-l pierzi. Adică... Toată ziua faci ceva, parcă faci ceva, dar mai făcut nimic. Și pe Galina, pentru că ea este omul de arte cu adevărat, cel care are nevoie cumva de un spațiu al dispoziției. Vreau să spun că este foarte bine să ai agenda, să fii un om foarte calculat, să-ți măsori toate segmentele de timp, să faci așa un mozaic pentru o zi, două, o lună sau un an, dar trebuie să ne învățăm și să putem depăși situațiile imprevizibile, să învățăm de la natură, așa cum spun eu copiilor mei, că soarele răsare la o oră anumită și apune la
altă oră, chiar dacă sunt nori, el este prezent, noi îl vedem, trebuie să fim și noi așa. Chiar atunci când agenda noastră este luată de apă, de valuri, de foc sau de nu știu ce, trebuie să știm să fim așa un lut care poate fi modelat, moale, să fim flexibili, să putem dansa sub oricare muzică, pentru că cunosc oameni care strict acționează doar după agenda și atunci când nu o găsesc în geantă, pur și simplu se pierd. Noi vreau să spun că agenda nu se scrie de după anul nou sau de mâine, e să începe de azi pentru mâine, adică nu se scrie din ianuarie, am să încep. Bine că eu am, dar vezi că suntem deja, uite că noiembrie și deja începe, cumva septembrie-octombrie e cam liberă și mie mi-e milă să trec atâtea foi și să o las liberă. Bine, completarea sau necompletarea agendei nu spune despre om, este el organizat sau neorganizat, el poate să aibă agenda în capul lui. El de cu seară se gândește la ceea ce face, sunt 3, 4, 5 item cei mai importanți pe care el ține bine foarte minte să facă, dar între timp mai apar niște situații care necesită să fie rezolvate. Nu trebuie să fie încărcată pagina aceea, dacă e mare, adevărat. Trebuie să fie plină. Trebuie să faci 2-3 obiective care trebuie pauză să... Pauză de cafea nu se scrie în agenda. Pentru un om, să zicem eu, cu o anxietate, zicem, moderată, ce că nu-și găsește agenda, auleu, ce mă fac? Sau mă uit în agenda, n-am reușit din 20 de puncte să fac 10 văleu. Nu sunt bun de nimic. Iarăși, depinde tot foarte mult de om. Dragii mei, s-a scurs o oră și de emisie. Îmi arată colega mea de mult că am depășit timpul. Și cred că am înțeles cu toții că tema noastră de la început s-a dezvoltat într-o temă globală legată de om și rolul său în societate. Ori până la urmă ne trezim în fiecare dimineață și vrem să ajungem seara cumva mai bogați decât ne-am trezit, poate cu niște prieteni în plus, poate cu niște oameni toxici în minus, poate cu niște planuri realizate sau punctate în agenda pentru a doua zi. Așa că vreau să vă rog cumva câte un gând, într-o frază, două, dacă puteți, să le spuneți celor de acasă cu ce gânduri vă treziți în fiecare dimineață așa, ca să ajungeți seara mulțumiți de voi înșivă. Iulian. Să fie visători, să creadă în visuri, pentru că ele sunt realizabile numai în cazul când crezi cu adevărat în ele. Adică să vizualizeze ceea ce vor de la ei. De la viața lor, cum o văd ei frumoasă și în asta să creadă și să meargă să facă ceva pentru asta. Eu mă strădui să încep ziua și să o sfârșesc cu gânduri de mulțumire în primul rând pentru tot ceea ce am, pentru că cred că fiecare dintre noi este un norocos care are ceva drag sufletului, un om iubit sau mai mulți, sau o casă sau o pasiune pe care o practică toată ziua. Eu cred că orice vis se poate împlini, chiar și cel mai nebunatic, așa cum a fost călătoria omului pe lună, dacă noi facem primul pas. Asta depinde de noi. Să facem primul pas, după care o să prindem gustul celui de-al doilea, o să mulțumim și alți oameni de pozitivism prin propriu exemplu și atunci când tu emani lumină, ești ca un felinar într-o noapte întunecată sau într-un anotimp. Și vin foarte, foarte multe găzuțe de cele pozitive, licurici. Oameni, prieteni, da, care te fac să poți să fii luminos în continuare. O zi să începe cu gânduri bune, cu dispoziție și dacă ieri n-ai reușit ceva să faci sau ai făcut nu prea bine, să știi că astăzi poți să faci, să schimbi lucrurile spre bine și să reușești să faci ceea ce nu s-a reușit ieri. Nu știu, o zi trebuie să înceapă pozitiv, asta e cel mai important. Și organizat. Și organizat, doamna Lucie. O zi începe cu un pahar. O zi începe înaintea paharului. O zi, chiar vreau să zic, cu mulțumire și recunoștință, pentru că câteodată avem lucruri de care nici nu știm că trebuie să fim mulțumiți. Faptul că ne-am trezit dimineața, trebuie să fim mulțumiți că am avut această ocazie să ne trezim dimineața și să vedem razele solare. Și faptul că avem atâtea experiențe în viață. Trebuie să fim mulțumitori și eu îi mulțumesc într-adevăr lui Dumnezeu pentru fiecare experiență, fie că este bună, fie că este rea. Mai rar îi mulțumesc în clipa aceea, când mă trece prin greutăți,
dar întotdeauna am fost mulțumită pentru orice încercare, pentru orice lucru prin care a trebuit să fiu trecută să învăț. Și așa cum am mai spus în această emisiune, pentru mine este foarte importantă disciplina. Haideți să nu încercăm să fim foarte perfecți, ci să fim umani. Da? Să înțelegem că suntem în primul rând oameni, da? Și putem și să greșim și uneori să nu ne trezim la 6 dimineața, dar să ne trezim la 9 și de ce nu putem să ne permitem, dar oricum să avem în gândul nostru un scop și un țel spre care să tindem. Și dacă azi nu am reușit să fac 10 pe listă, dar am reușit doar 3, sunt ok cu asta. Nu-mi pun presiunea trebuie și nu mă simt prost din cauza asta. Îndemnul meu e să tindem spre niște chestii, dar să fim umani. Eu zic să lăsăm dansul să vorbească de la sine, ultimul cuvânt să fie unul în pași de dans, iar cuvântul final e simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor! You won't be one. Like what?